Ce? Am venit la tine, iubirea mea. La mine? Da, iubirea mea. Și de ce? Am rămas să-ți fac mâncare și tu ai venit la ea? De ce, Larisa? De ce? Tu vii la mine sau la asta? A chemat ăsta, avea pedeapsă de la ea, avea să fie gen suvenitoarea lui. Și am venit să stau cu Andreea pentru că Manu se cam dă la ea, să știi. Ce faci? Aoleu, mamă, ce-l omor. Încă o dată, ce? Nu-ți da? Câtă vrăjeală ai. Da, da. Ce nu face omul pentru un banc? Am venit să stau cu focul de ea, că mi-am arăt de ea. Mai explică-mi o dată, ce are Manu? Ionuț! Ce face Manu? Se dă la... Da, da, hai un pic la cameră, te rog. Nu umbrăți acolo camera, da? Da, el se... Spart televizorul. Nu știu atunci, că pupă mă, dale. Pădii în urmă. Andreea, eu zic să nu crezi. Așa. Te-ai încărcat pozitiv. Manu, ne vezi? Iana? Ne vede Manu, da? Îl pupăm pe Manu. Of, Doamne. Dați conexiune. Ce dor mi-a fost de tine de aia, să știi. Da? Da. Și mie de tine. Oh. Ia! Larisa, dă-i drumul acolo. Mă iubește mult, tu nu trebuie să faci nimic. Stai că te faci acum. Nu te aud. Larisa? Da. Vreau acum să-mi faci un masaj la picioare. Nu are ciuperci la picioare, Larisa. Vezi că ai ciuperci? Stai, stai că am niște. Hai, un picior, doar la un picior, haide. Vai, ce... Dar de ce faci? Ce-a luat că sunt coși de semințe. Așa, na! Nu așa, nu pune mâna, Larisa. Cu ce mă doare. E ok, nu? Nu, pun-te acolo, stai acolo. Larisa, nu pui frumos mâna. De ce? Nu-mi dau jos, de ce trebuie să facă ce zice mama? Mamă, Emanuele, ți-ai dat jegurile alea, dar îi dat jos. Poate rupe chișorul. Mai vrei? Chișorul. Rupe chișorașul. A făcut pariu că se va pupa Anca cu Radu în camera roșie. Radu, ne-ați fac și ție de mâncare. Uite de aia ce face. Nu mă lasă, fii în pace. Sincer, mie nu mi se pare că exagerează. El știe că mine poate să facă glume. Nu mă supăr cu absolut nimic. Când o să exagereze, o să-i zic, asta e clar. Sper să nu deranjeze pe Andreea. Adică ea știe foarte clar că eu glumesc cu Emanuel. Și bănuiesc că e ok. Pentru mine, niște glumițe, fără rost. Adică nu. Vezi că exagerezi rău. Exagerezi. Îl iau eu de urechi. Glumim. E servitoarea mea, de fapt. E servitoarea mea. Emanuel, cântă-ne puțin. Hai să dansăm. Emanuel, cântă-ne ceva, te rog, cântă-ne ceva. Pe cine ai iubi, cine ți-ar da inima, cu cine mai fi? Când cu mine te știe lumea, cum ai mai trăi? Gata, mai bine, mai bine, mai bine, mai bine, mai bine, mai bine cu Andreea și la înălțime și la Larisa cu mine. Haide. Ne potrivim. Ia. Ia vino să ne uităm aici. Niciodată nu m-am uitat așa la tine, Ionuț. Oh, stai, ce, cu ce vezi? Radu, dorești ceva? Dorești ceva? Anca, ai grijă de Ionuț, te rog! Hai, gata, că ne mergem să gătim. Am grijă de Ionuț, da, s-a ieșit. Deci, ce tare sună, Anca, ai grijă de Ionuț, da, Larisa. N-am înțeles. Vrei un sandwich ceva? Ia zi, ce ați făcut vineri? Nimic, serios, chiar am fost cu minți. Oricum a venit și din staff după noi, că suntem... Da? Tu v-ați distrat? S-a întâmplat ceva? Nu, nimic, nimic special. Fă mâncare, mi-e foame. Păi, acum am pus să fac din. Haide, Larisa, că mi-e foame! Hai, măi, dar serios, să fac un sandwich. Hai, repede! Cu ketchup, bă, și da, muștar. Ea trebuie să fie toată ziua așa? Da. Mamă. Măi, îți fac un sandwich, vrei? Da. Cu muștar și salam. Cu tot. Vreau să-mi faci un sandwich. Bine. Să vedem calitățile. Măi, dar tale. Lasă-mă să fac până la capăt atunci. Calitățile tale de femeie. Ce faci, Radu? Sau știi ce mi-aș dori omletă, mai mult? Omletă, vrei? Omletă, exact. Omlete de jumătate. Adică nu te rog. De parcă ce niște ce... Opa, am spart o mamă. Mamă, Larisa, tu ești un pericol. Vezi că dacă iau acum... Aaaa! Lasă-l acolo! Mamă! Lari, te bat! Nu, te bat, Larisa! Pute, nu! Larisa, te bat! Ce niște casurile la loc? Spală-te pe mâini! Măi, dar de ce ține toale așa în frigider? Dacă ai spart-o, spală-te pe mâini! Dacă ai spart-o în frigider, e de casă! Dar nu, eu mâini raspar, n-ați văzut! Voi nu verificați bucătăria! Eu ești un pericol! Te ceri cu cineva! Ai șterge-te pe mâini! Sterge-te! Vrei să-ți fac omletă, da? Nu, vreau să vii să-mi dai geaca asta jos. Măi, dar vrei să-ți fac o ce vrei să-ți fac? Dă-mi geaca asta jos că mi-e cald. Așa, ușor, frumos. Ia-mă de mâine ce încep. Așa. Ia-mă de mâine. Perfect, și vreau să-mi pui acolo pe scaun. Ai preferință pe care scaun? Da. Pe ăla din drept, acolo. Așa, perfect.
Vezi că nu ascultă. Așa. Ce vrei să-ți fac? Vrei să-ți fac omletă, da? Haide, pune să-ți cânte ceva. Pune să-ți da, da, chiar. Nu cânt. Aș dori o melodie. Orice. Din trei ouă îți ajunge? Da, da, da. Și vreau să cânt ceva. Păi că lui îi plac ouăle. Măi, nu cânt, că nu am voce, omule. Dar nu trebuie să ai voce, la Caterina. Ai auzit? Vreau să-ți aud. Că lui îi plac ouăle. Vreau să aud glasul tău. Dar îți pare că ți-mi pui anumite limite, așa văd eu. Adică nu te deschizi cu totul. Poate că nu simt să le fac. Asta e, nu te deschizi cu totul, să vede lucrul ăsta. Dar faci, nu practic... simt, nu știu cum să-ți explic. Atunci când, nu știu, începi să ai, simți ceva față de un om, cumva lucrurile din absolut. Pe dată să-l cunoști când vrei să simți ceva. Cred că l-am cunoscut, da, și nu vreau să... Nu vreau să dezamăgesc, să-i dau careva speranțe. Adică păi și ai discutat cu el în păi prezența asta? Păi să discut cu el. Discutat, adică să-i spui sincer. Da, băi, uite, eu nu cred că nu are rost să... El, practic, nu-l văd eu, se vede foarte atașat. Adică se simte și-l văd atașat de tine și că oarecum... Bă, mă simte că e eu nu s-a și, și da, e la fel, e foarte supărat așa când vine de aici, când el pleacă cu inima deschisă, vine către tine. Știi de ce? Pentru că el când vine vrea foarte mult să avem gesturile astea. Pentru că pune accent pe atingeri, pe... El, după cât îl văd, foarte... Dar eu cumva încă am o limită legat de asta. Mă încerc să o țin un pic la distanță. Nici nu-i zic, nu uite. Că nu mă atinge, îmbrățișăm, ne ținem de mână, dar cumva el vrea și mai mult, nu știu cum să-ți explic, dar eu nu simt lucrurile astea să le fac. Practic așa se întâmplă într-o relație, da, mai corect, mult. Corect, dar nu vreau să mă mint pe mine, sincer, asta păi e... Și cum adică te uiți pe tine? Ce să mă mint pe mine, ceea ce simt, adică, nu știu, dacă eu nu simt să fac, eu nu vreau să fac anumite gesturi, pentru că el să nu se simt prost și să le fac pentru el. Vreau să le fac, eu le simt natural. Și decât să ajung, de exemplu, la Radu și cu la Kinga, cumva greu, știi? Dragostea cumva păi e nu, mai ușoară. Păi nu, o să fie cu plecare, așa, să vie dintr-o dată. Dragostea, cumva totul vine mai natural, de la sine. Nu... Da, așa consider și eu. Așa consider și eu lucrurile astea la fel. Și nu se, eu cred că la noi nu se vede sclipirea aia care au un cuplu, știi? Trebuie să fie la început, să zic. Dar să nu faci portat, că e păcat, așa... Da. Mă, să vedem când îmi dă camera roșie. Știi, aș vrea să fac ceva mai... Și am ceva în minte. Să vedem dacă merge. Vreau să-mi spui o poezie. Fă-mă să râd. Nu știu bancuri. Fă-mă să râd. Măi, dar vrei să râd? Lasă-mă să-ți fac mâncare. Bine, vreau să-ți dau jos stocurile, că ești mai sexy așa. Nu, că-s prea micuță. Haide. Vreau un doc, te rog. Vreau să vă cât ești de înaltă. Dă jos stocurile. Vreau să stau fără... Să stai fără... Vreau să stai fără... Să stai fără tocuri. Vreau, când ești în bucătărie... Vai, ce mâini fine ai. Ce fraiere ești. Măi, dar serios, dă-mi să un dog. Stai, vreau să stai fără tocuri. Ce te speli pe mâini? Dacă aude eu nu, ai murit. N-aude, măi, că dincolo. Măi... Hai, repede. Nebunule. Stai! Stai. Dai jos ținuta. Ce moment penal. Așa vrea domnul patron, am ce să-i fac. Poți să mă duc și eu înapoi la mine acasă, vă rog frumos? Da? Să rămână, mersi mult. Vă pup, fetelor, pa! Dar zi-le, mamă, să vin aici. Păi nu vrea să te vadă de ea. A. Zic că mă supăr. Nu, am vrut să zic asta la... Mă plătiți bine, da? Am vrut să zic. Stați puțin că trebuie să caut un dog. Uite, ești un moment penal aici. Cine, Ionuț? Mamă, ce picioare frumoase ai. Mulțumesc. Ce faci, mă, Vasco ăla? Nu da! Nu da mine! Mă, descalță, măi! Vreau să vă sexy! Au, ce mi-ai dat, fraiere! În cazul ăla, când nu vreau. Mamă, și vezi cum făcea cu ea pe aici. Dar tu ce l-ai fost în scasă? Zic să nu-l mai lași, că ăsta și-o am cap. Și-o am cap de tot. Măi, acolo! Lasă-le acolo, oricum n-ajungi. Măi, dar ai lăsat-o pe de acolo, Ionuț. Da, și mi-a zis că îl vrea pe Emanuel, dar... I-am zis că Emanuel nu mai vrea pe ea. Și vezi că e supărată de ea. Ai auzit? Da. Eu, bă, ăsta nu mai are loc. Ia la Isa și încălză. Uite, mă, câte zi am. Nu trebuie să încalce.
pace după cum zic eu. Bă, te... nervat azi dimineața. Că sunt dezordonat. Uite ce dezordonat sunt. Măi, nu le arunca pe joc, că-s din argint. Dar ce vina are sandalele? E vina lui. Păi da, e vina lui, dar ei... Sunt din argint. Vezi că mi le plătești. Da, argint. Îmi dai o tigaie, te rog. Da, mai repede. Da, arunc că el nu ți-a dat și cernicii sandalele. Ce-a făcut? N-are ce să facă, băieți. Ceaca mea! Bă! Ia și încalță, că Larisa, tu ascunzi de ăsta, Larisa, nu s-a ascuns de mine? Nu te încălța, nu te încălța! Stai, măi, că trebuie să gătești! Larisa, faci după cum zic eu, nu după cum zice fraierul ăsta. Aveți ulei? Dă-i cu tigaia în cap. Nu. Bă! Bă! Stai-le la mână! Servitoarea nu se răzbună pe patron. Te-aș de aia în casă, să știi. Ha? Trebuie să am grijă de servitoarea mea. Da. Deci nu-ți pasă de dea. Deci în loc să stai cu dea, tu stai cu Larisa. Manipulatorul. Bun, ați auzit, da? Ați auzit cu toții, da? Stai, mă, vă mereplita.